Salut! Numele meu este Flavio și în acest video o să afli pas cu pas cum să alegi obiectivele potrivite pentru campania ta de Facebook Ads, pentru ca tu să atragi mulți oameni pe site-ul tău și să îi convertești în clienți. Campaniile de tip trafic pe site sunt foarte importante atunci când vrei să atragi mult trafic pe site-ul tău, pentru că acesta mai apoi să fie retargetat, fie să fie creată o audiență similară pentru campania ta. De aceea este important să alegi obiectivul de trafic când vrei să aduci trafic pe site-ul tău și să targetezi oamenii care seamănă cu audiența ta de bază. Succes! Ok, acum că suntem la laptop, putem să vedem exact interfața Facebook Ads și cum putem să alegem obiectivele principale pentru campania asta de Facebook Ads, pentru campania de marketing în Facebook Ads. Pentru asta mergem pe tabul de creează și aici avem numele campaniei, să zicem campanie de test. Tipul de licitare va fi licitație, tipul de acție va fi licitare. Obiectivul campaniei. Ei bine, aici avem mai multe obiective. Vedem că sunt împărțite în trei mari cadrane și începem cu cele de vizibilitate. Avem două obiective mari, fie vizibilitatea mărcii sau brand awareness, fie impact. Vizibilitatea mărcii va afișa de mai multe ori anunțul noastre către aceeași persoane, iar impactul va afișa anunțul nostru de mai puține ori sau persoane diferite. Ceea ce este foarte important în funcție de ceea ce vrem noi să realizăm prin obiectivul de Facebook Ads. După care avem obiectivul de tip considerare. Evident, începând cu primul obiectiv este acela de trafic, adică să atragem oameni pe site-ul nostru. După care avem obiectivul de instalări de aplicație, în caz că vrem să promovăm o aplicație, creăm acest obiectiv și Facebook va afișa anunțele noastre către oamenii care au șanse mai mari să folosească aplicația noastră. După care avem vizualizări de clipuri video. Aceste tipuri de obiective ne arată va fi ca obiectiv numărul de vizualizări al unui clip video, în caz că vrem să facem brand awareness sau campanii de marketing pe baza oamenilor care văd acele videouri. După care avem campanii de tip generare de clienți potențiali, adică lead ads, în care creăm formulare și oamenii se înscriu direct în formularul nostru prin Facebook Ads. După care avem interacțiuni cu postările, adică campanii de tip engagement, ceea ce este foarte important în caz că vrem să ne creștem brandul și să mai apoi să folosim această audiență care interesează cu campania noastră și postările noastre să folosim ca și remarketing. După care avem apreciere pentru pagină, care este deja de la sine subînțeles. Și după care avem răspunsul la un eveniment. Targetăm oamenii care vrem să răspundă la un eveniment. Și avem campanie de mesaje, ceea ce este foarte important ca să putem să luăm contact cu clienții noștri direct prin mesajele pe Facebook. Cele mai importante de aici sunt trafic, vizualizări de clipuri video, lead ads și interacțiunile. Mai folosesc toate și cele de mesaje în caz că vreau să promovez diverse servicii, dar pentru e-commerce folosesc mai mult trafic și vizualizări de clipuri video. Și câteodată folosesc și interacțiuni cu postările dacă vreau să creez o audiență bazată pe oamenii care sunt cold, deci prima oară oamenii cold, audiența mea cold, după care îi retargetez cu diverse campanii pentru că audiența hot, care este deja familiară cu ceea ce vând eu. Și mai avem în final campaniile de tip conversie, cu obiective de tip conversie. Acestea, exact pentru conversii, folosim targetăm oamenii care sunt cei mai apropiați de a face o conversie sau de a cumpăra din catalogul meu online sau să vină în magazin. Precum acele de tip conversie sau vânzările de catalog, când avem mai multe produse și vrem să creăm campanii de marketing prin dinamic Facebook Ads. Și conversii când vrem ca oamenii să aduce produsul în coș și să facă o conversie. Deci toate acestea sunt foarte importante să le știm și când să le folosim. Acestea două pentru branding, trafic și vizualizări de clipuri video și interacțiuni cu postările sunt foarte bune pentru campanii de a atrage trafic pe site și de a crea audiență warm, din audiența cold și mesaje când vrem să interacționăm direct cu publicul nostru țintă sau cu oamenii pe care îi targetăm și vrem să îi aducem în funnel-ul nostru. După care mai avem campanii cu de lead ads, pe care oamenii completează un formular și putem să retargetăm pe aceștia dacă ei au deschis formularul sau dacă doar l-au completat. Și avem campanii de tip conversie pentru magazinele online, ceea ce sunt foarte bune și încerc să putem să generăm o grămadă de clienți și de vânzări dacă alegem obiectivul potrivit pentru campania noastră. Succes!